De Ziua Internațională a Femeii, oficiali, deputați și foști președinți de țară au venit cu mesaje de felicitare pentru toate femeile din Moldova. Textele publicate pe rețelele de socializare au fost însoțite de urări de sănătate și prosperitate. Oficialii au accentuat curajul și munca femeilor depusă în toate domeniile de activitate. Președintele țării, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de felicitare și apreciere către toate femeile din Moldova pentru realizările lor. Sunt mândră de toate femeile din Republica Moldova, care au avut curaj, acasă sau peste hotare, să-și asume independența deciziilor. Mă refer aici nu doar la curajul de a se lansa în afaceri, ci mai ales la curajul de a crede, de a rămâne fidele propriilor năzuințe. De asemenea, prim-ministrul Dorin Recean a apreciat devotamentul femeilor și contribuția acestora în societate, iar președintele Parlamentului Igor Grosu a lăudat reușitele femeilor în toate domeniile de activitate, la fel ca și ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeiț. În Moldova, istoriile de succes ale unor femei remarcabile sublinează puterea de transformare a rezilienței și a determinării. Realizările lor servesc drept izvor de inspirație pentru noi toți. Un mesaj de felicitare pentru toate femeile din țară a adresat și bașcanul Găgăuziei Evgenia Guțul, care a caracterizat femeia pentru calitățile sale de înțelepciune, armonie, bunătate și grijă. În această zi frumoasă, plină de tandrețe și căldură, vă doresc să vă simțiți deosebit de iubite, să fiți înconjurate de grija și atenția celor dragi, iar fiecare nouă zi să fie plină de bucurie, zâmbete și noi realizări. Multă sănătate, pace și căldură pentru voi, dragii mei, a scris Evgenia Guțul pe canalul său de Telegram. De asemenea, liderul partidului Șansa, Alexei Lungu, a adresat cuvinte de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor. Voi sunteți inspirația noastră, sursa de tărie și voință. Nu există o recompensă mai mare pentru un bărbat decât să descopere licărul fericirii în ochii femeii iubite. Pentru asta suntem gata la orice. Vă doresc tot binele din lume, să fiți mereu sănătoase, să nu vă părăsească niciodată darul creației, să cutezați, să cuceriți înălțimi nesperate, să iubiți și să fiți iubite, iar visele voastre să devină realitate, a scris Alexei Lungu. Președintele Partidului Renaștere, Natalia Parasca, a ținut să felicite toate mamele, bunicile, doamnele și domnișoarele cu frumoasa sărbătoare de 8 martie. Astăzi este ziua noastră, ziua primăverii, frumuseții și tandreții. Din toată inima vă doresc farmec, căldură, flori frumoase, multe îmbrățișări și bună dispoziție. Fie ca zâmbetul să nu vă părăsească și viața să vă fie plină de bucurie și fericire, a notat Natalia Parasca. La fel și fostul președinte al țării, Igor Dodon, nu a putut să nu adreseze cuvinte de admirație pentru femeile din țară. Femeia este începutul tuturor începuturilor, o sursă de inspirație și cel mai puternic sprijin al nostru. Voi dăruiți lumii frumusețe și armonie, creați și ocrotiți căminul familial, iar dragostea maternă, imensă și necondiționată, este demnă de admirație. Felicitări, dragele și scumpele noastre! Fără voi nimic nu ar avea sens. Să aveți parte de grijă, atenția și susținerea celor dragi, iar motive pentru zâmbet să fie cât mai multe, a scris pe pagina sa de socializare Igor Dodon. Din rândul liderilor partidelor extraparlamentare, cu un mesaj de felicitare a venit și Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc. Dintr-o femeie sunt pe lume și lângă una sper să mor. Femeia mi-a adus iubire și vise și dureri și dor. Nu-i colțișor la mine în suflet de unde ia să n-aibă cheie. Îți mulțumesc fiindcă existi și te iubesc enorm, femeie. Ziua Internațională a Femeii a fost recunoscută începând cu anul 1977, când Organizația Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție în acest sens. Evenimentul este sărbătorit în mai multe țări de pe glob, dar în fiecare loc sunt diferite tradiții și obiceiuri specifice. De exemplu, în Italia, Albania și Rusia, bărbații le oferă femeilor în această zi mimoze galbene. În alte țări, precum Portugalia, Spania și altele, pe 8 martie seara, femeile ies în oraș alături de prietenele lor fără bărbați.